Pentru a se permite buna desfășurare a alegerilor locale, vineri 25 septembrie, luni 28 septembrie și marți 29 septembrie, cursurile de la toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara se vor desfășura doar în sistem online. Anunțul a fost făcut miercuri seară de către Ilie Pârvan, inspectorul școlar general al județului Hunedoara. Din cele 245 de unități de învățământ din județul Hunedoara, unități PJ și structură, în 201 din aceste unități se organizează secții de votare. În aceste condiții, prioritatea noastră, așa cum se știe, este sănătatea elevilor și a cadrelor didactice. Astăzi a apărut ordinul 5617, deci din 23 ianuarie, al Ministerului Educației și Cercetării, care prevede că în zilele de 25 vineri, 28 luni și 29 marți, cursurile în aceste unități se desfășoară online. Așadar, colegii noștri au primit acest ordin și le aplică întocmai. Reamintesc că începând cu 30 septembrie ne vom relua activitatea normală, adică pe scenariile prevăzute de hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Profesorul Ilie Pârvan a explicat și ce se va întâmpla în cele 3 zile în școlile din județul Hunedoara, unde nu există posibilitatea de a se preda online. În acele unități unde echipamentul IT este deficitar și nu se poate realiza o activitate online, așa cum ne-ar plăcea și nouă și cadrelor didactice și elevilor, conducerile unităților de învățământ, împreună cu cadrele didactice, vor asigura sarcini de lucru elevilor. Așa că nici în aceste unități elevii nu vor sta deoparte, ci activitatea va urma cursul ei, normal. Reamintim că alegerile locale se vor desfășura duminică 27 septembrie.